Bun găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Vă spune în această seară Cristina Toma. Avem un invitat special pentru emisiune specială. Este vorba despre scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici, care în ultimii 2 ani ne-a cucerit cu două cărți minunate, Cartea Oglinzilor și Cartea Secretelor. În primul rând, bun venit la București FM. Bine v-am găsit! Ați reușit să ne intrați la suflet cu Cartea Oglinzilor, care știu că a fost tradusă în peste 30 de limbi. Apoi a venit Cartea Secretelor. Aceasta se dorește cumva o continuare, nu de alta, dar în ambele cărți întâlnim drept personaje importante, psihologi. Da, am intenționat de la început un ciclu de 3 cărți, o trilogie, care în română, titlurile sunt diferite în engleză, dar în română vor fi Cartea Oglinzilor, Cartea Secretelor și Cartea Umbrelor, care abordează probleme legate de identitate și memorie. Modul în care lucrează mintea umană, modul în care percepem amintirile, ce anume ne reprezintă ca identitate, înfățișarea, ceea ce am adunat în minte și relativitatea acestor noțiuni de-a lungul ăsta. Deci, sigur, urmează, asta vreau să spun, urmează a treia, care în română probabil va purta titlul de Cartea Umbrelor. Au fost traduse în 39 de limbi mai precis. S-a adăugat și Mongolia după cele 38. Știu că mongolii și, în general, oamenii din Asia sunt foarte curioși în ceea ce privește lumea europeană. În Malaezia, în Indonezia, în Thailanda, în Corea de Sud, în Japonia, în China, în Taiwan. Dar și în cărțile scrise până la Cartea Oglinzilor și Cartea Secretelor, personajul principal al cărții pare a fi mai degrabă mintea umană. Știu că există și o filozofie a minții, care acum dă mari bătăi de cap filozofilor. Există masterate, chiar doctorate pe această temă. Mai ales prin punct de vedere al inteligenței artificiale, care e o preocupare dintr-un alt punct, vis-a-vis de modul în care lucrează creierul nostru și percepe ceea ce numim realitatea. Eram curioasă să știu dacă aceasta este o preocupare a dumneavoastră sau este un nou trend în literatură. Nu, e o preocupare. Mi-a plăcut întotdeauna psihologia. Nu știu dacă știți, în regimul comunist, practic a interzis studierea psihologiei între 1977 și 89. Psihologia nu a mai existat în România. Pur și simplu au desfințat școlile. Au mai existat niște cursuri, profesori care au predat cursuri de psihologie la diverse facultăți, dar nu o facultate de psihologie. De ce? Sigur, regimul se temea probabil de capacitatea unui psiholog foarte bun de a diseca ceea ce se întâmpla în România celor ani. Nu-mi dau seama, acceptă. Și prima de pasiunea mea nu s-a materializat niciodată într-o profesie sau un studii, dar am citit, începând cu liceul, mi-au aminte și acum prima carte, Popovici, cred că era autorul, și se numea Visul. Am găsit la bibliotecă, în orașul meu, în Făgăraș. Cred că aveam vreo 13-14 ani. De ce visăm? De ce visăm? Ce reprezintă visul și așa mai departe? Și m-au preocupat aceste chestiuni legate de modul în care funcționează mintea umană și felul în care percepem ce se numește realitate. Cum este pentru un scriitor să creeze în altă limbă decât în limba maternă și să-și desfășoare activitatea în altă cultură decât în cea care s-a format? Nu de alta, știu că au mai fost și alții, dar nu sunt foarte. M-am spus, probabil dacă eram neamț, spaniol, italian, francez, probabil că nu schimbam limba care scriam, pentru că sunt limbi care îți asigură foarte vorbită, care îți asigură contactul cu lumea internațională. Dar dacă vrei să ieși în lumea internațională a publishing-ului, nu prea poți să ieși în lume. Pentru că nu poți să trimiți, trebuie să-ți cauți un agent literar, vei avea de-a face cu publisherii, ei nu citesc în română. Nu poți să trimiți un agent literar, un manuscris în română. Trebuie să-l trimiți în engleză. Și atunci ai două posibilități. Îl scrii în română și îl traduci, sau îl scrii direct în engleză. Nu spune că știi engleză. Varianta cu traducerile e mai alunecoasă un pic, pentru că o traducere e o traducere. Întotdeauna. Chiar traducere absolut spectaculoasă. Față de o carte scrisă în limba respectivă. Și atunci, sigur că pune un efort suplimentar, care nu e deloc simplu să schimbi limba, dar până la urmă ești același scriitor. Adică capacitatea ta de a
concepe o poveste, e aceeași. O traduci mai în limba respectivă. Referitor la cultură, nu sunt chiar adevărat. Noi trăim practic într-o cultură globală, la ora actuală. Adică sigur că e riscant pe undeva să vaccina cărții tale să petreacă la New York dacă nu ai călcat pe acolo. Dar, pe de altă parte, știi o grămadă de lucruri despre mine. Unele clișee care sunt promovate de filme, de chestii astea, altele chiar... Deci nu e. Față de acum 50 de ani, să spunem, realmente trăim într-o lume foarte mică, iar uneori e avantajul când vii din afara culturii respective că ai un unghi de vedere diferit. Pentru că o vezi cu o proaspeță. Vezi cu alți ochi decât o văd cei care de la 0 ani au crescut în societatea respectivă. Și probabil anumite lucruri li se pare redundante deja. Nu știu. Cum să spun? Scrii cartea, dacă place bine, n-ai ce faci. Dacă ai noroc și publisherii o plac și cititorii în ultimul care decid o plac, e ok. Dacă nu, tu nu poți scrie altfel. Dar nu cred în scrisul pe mine. Nu scrii nici pentru bani, nici pentru succes. N-ai cum. N-ai cum să-ți deformezi viziunea pe care ai un lucru, pentru că știi că gustul publicului e altul la un moment dat și n-ai cum. Dar nu este acea tragere, nu știu cum să vă spun, povestea te prinde pe tine cel care o scrii și pur și simplu ajungi să trăiești ca a doua viață și nu-ți mai pasă de gustul publicului, de gust. Vrei să știi cum se va desfășura această... Da, ești surprins. Sigur că ai o oarecare idee la început de ceea ce vrei să faci. În cazul meu, unii au un proiect complet, în cazul meu e relativ vag. Inițial începe cu o imagine, încep să intuiești, dar pentru mine un semnal bun că ești pe drumul cel bun cu cartea, văd tu care ești încântat și surprins. Ești cititor până la urmă, adică jumătate din tine e cititorul care vede prima oară chestia și îți place ceea ce citești și ești surprins de ce faci un personaj, de ce spune, de un twist, înseamnă că ești, e vie, nu e o făcătură, nu e o chestie care stai ca un mic Dumnezeu al lumii ăla și aranjezi personajele și care sunt bidimensionale, lipsite de viață. Și ele capătă cumva o viață capătă independentă? Capătă o viață, sigur, proprie. Pe mulți scriitori, și nu numai scriitori, dar pe mulți oameni care au realizări, la un moment dat, succesul îi sperie. Dar chiar dacă a fost obținut după o muncă asiduă, în timp ce pe alții îi face să fie și mai exigenți cu ei înșiși. Dumneavoastră, din care categorie faceți parte? Pot să spun că, nu știu, nu m-am speriat și m-am ascuns sub pat. Deși s-a întâmplat atât de repede la Oscar, atât de mare, încât rare ori se întâmplă în publishing internațional. Dar e o senzație stranie. Bruscă atenție, ziare mari care vor interviuri, fani și nu știu ce. Și ai oarecare senzație de panică, aș spune. Pentru că scrisul în sine e o activitate solitară. Tu nu ești un tip foarte în lume. Ești în lumea ta. Sigur, nu ești neapărat încuiat acolo, dar interacționezi într-un anumit fel cu lumea. Pe care o vezi tot timpul prin lentila unui scriitor. Exact cum un pictor vede prin lentila unui pictor. Și asaltul brusc care urmează unui succes de natură, asta e mai degrabă preocupant pentru tine, dar asta e, n-ai ce să faci, până la urmă supraviețuiești. Nu sunt un tip orgolios, deci nu mi-a gândit la ego ce se întâmplă și, într-adevăr, ai o responsabilitate mai mare, pentru că ideea că ești citit din Thailanda până în Statele Unite de un public foarte exigent, pe care nu poți să-l vinzi gogoși. E. Încerc să fii, sigur. Până la urmă și fără succes, tot încerc să fii. Adică Bulgakov a scris Maestru și Margareta pentru că a putut să scrie Maestru și Margareta. A apărut la 30 de ani după moartea lui. S-a publicat prima oară carte. Dar a scris-o așa cum trebuia să o scrie. Un scriitor de succes are la rândul lui scriitorii lui preferați pe care îi citește da, cu plăcere? Bineînțeles. Cam pe la 30 de ani pot să spun că mi-am așezat preferințele din punct de vedere literar și rare ori a mai intrat cineva în rândul celor care i-am considerat întotdeauna ca fiind maestri de săvârșiți. Julian Barnes, de exemplu, a fost un scriitor pe care l-am descoperit relativ recent, în câțiva ani doar, care îmi scăpase, ca să zic așa, nu știu cum, pentru că îmi place foarte mult, dar cei care
nu știu în ce măsură m-au influențat, dar i-am adorat întotdeauna și consider așa. În afară de Shakespeare și Cervantes, care sunt extraterestre, țin de altă categorie. Au fost întotdeauna Camus, Hemingway, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Faulkner, Steinbeck, Selinger. Cam așa. Și firește Malraux, Vargas Llosa. Cititorii zilelor noastre sunt oameni care au acces la mult mai multe informații decât aveau părinților, bunicilor, nici nu mai spun. Și credeți că asta îi face mai exigenți? Nu. Informații. Există ceea ce se poate numi ondo-informații, o informație esențială care îndrăgă la ființa ta, construcția ființei tale, și o informație din trash care ți intră pe urechi, cum se spune la noi, și ți intră pe cealaltă. Și nu o lasă niciun fel. E ca hrana de la fast food. Nu prea lasă proteine spirituale în organism. Și aparent trăim într-o epocă în care avem acces la 7.000 de informații. Și înainte, sigur, înainte trebuie să ajungem în bibliotecă, să răspunești pe acolo, poate zile ieșire, în loc să accesezi un website și să afli. Nu cred că totdeauna oamenii intră în panică. Se întâmplă ceva nou, are o senzație vag apocaliptică. Dar nu sunt foarte noi niciodată. Până nu cu mult timp în urmă, mai puțin de jumătate de veac chiar, contau foarte mult literaturile naționale. Scriitorul trebuia să fie reprezentantul unei anume culturi naționale. Acum lumea se globalizează și literatura la fel. Este mai ușor pentru un scriitor în condițiile acestea? Este mai greu? Nu. Și nu se... mai ales anglosaxonii, englezii și americanii își apără cu gheruțele teritoriile. În Anglia și în America, de exemplu, mai puțin de 3% sunt traduceri. Deci mai puțin de 3% din tot ce se publică sunt traduceri. Pentru că, în general, nu acceptă ideea că avem tot ce ne trebuie. Avem noi aici. Și trebuie să ai un succes enorm la tine acasă sau să iei premiul Nobel, nu știu ce chestii, ca să accepte ideea că, da, s-ar putea să intereseze și publicul american. Eu am fost un caz deosebit pentru că, deși nu eram american, ca chestia cu rața, faci ca rața, se poate jaza. Scriu în engleză, am cărțile, sigur că ești o curiozitate, până la de ce pui cărțile la mine. Dar am fost perceput ca unul de-a lor. Cum să spun, ca, sigur, te cheamă Kirovici, nu ești, evident că nu ești american și așa, dar e foarte greu, chiar pentru un scriitor german, francez, italian, să intre în grațiile publicului britanic sau american. Invers. Deci curentul, Gulfstream-ul publishing-ului, deci dacă o carte are succes în America și Anglia, aproape automat are succes în... Invers nu. Invers nu. Primiți multe mesaje de la cititor? Da, chiar primești din Indonezia, primești din... Un cititor a fost amabil și mi-a scris că după Cartea Secretelor, care se numește Bad Blood. E unul din New Orleans și îmi cumpărase cărțile cu autograf. Sunt niște ediții rare care le vin de o anumită librărie în Londra. Dar că am făcut o greșeală și că în statul Louisiana e singurul stat american care nu e împărțit în counties, subdiviziunea teritorială a statului, ci în parish. Vechea, ei au fost zonă franceză, da? Și au rămas împărțit. Iar eu pomenesc de un șerif de county acolo. Cu multă delicatețe și amabilitate mi-a atrasă. E extraordinară, cum să spun, să primești din Rusia, din Germania, din... Aveți timp să le și răspundeți? Da, întotdeauna le-am răspuns. Întotdeauna le-am răspuns. Unii mă abordează prin website, unii pe Facebook, mă găsesc pe acolo, întotdeauna le-am răspuns. Vă gândiți să scrieți pe viitor și o carte al cărei subiect să plece din România sau să aibă legătură cu România, pentru că... Nu știu, nu, n-am exclus vreodată, am cărți care se petrec în România. N-am exclus niciodată că neapărat trebuie să fie acolo. Am o carte care se petrece în Brazilia, una în Italia, chiar primele. Prima carte care am publicat-o, Masacru, e în Brazilia și a doua în Italia. Îl comandă pentru general, am scris în 98. Deci, cine știe? Sper că da. Noi le așteptăm cu interes pe toate. Le și recitim pentru că ne-au plăcut. Vă mulțumim că v-ați rupt din timpul dumneavoastră ca să ne povestiți lucrurile atât de frumoase.
Vă reamintesc, invitatul emisiunii de astăzi a fost Eugen Ovidiu Chirovici, autorul cărții Secretelor și autorul cărții Oglinzilor. Citiți-le pe amândouă, pentru că nu o să le lăsați din mână până când nu veți întoarce și ultima pagină. Deocamdată noi ne vom opri aici, iar până săptămâna viitoare vă spun la revedere! Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.